În această perioadă sunt în plină desfășurare evaluările naționale pentru copiii din clasele a doua, a patra și a șasea. Zilele trecute s-a finalizat evaluarea la clasa a doua la limba română și matematică. Începând cu 18 aprilie va fi disponibilă aplicația pentru încărcarea datelor corespunzătoare testelor, iar pe 8 mai se va deschide aplicația electronică de încărcare a raportului de evaluare. La nivelul județului Dolj au fost și cazuri în care părinții în urma consultării cu dascălii nu au fost de acord cu aceste evaluări. Un astfel de caz s-a înregistrat la Colegiul Național Frații Buzești, unde elevii unei clase de a doua nu au susținut testarea.